Lord,
bine ați venit la Festivalul de Artă Sacră Filocalia. Pentru început, avem bucuria să avem în grupul nostru grupul Sfântul Ioan Damaschin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morți
Festivalul Filocalia, Filocalos, iubire de frumusețe. Cam acesta este temeiul pe care noi am gândit să așezăm acest festival la prima sa ediție. Cumva Iisus Hristos a venit în lume nu să ne învețe pe noi un lucru exterior al virtuții, ci să ne arate frumusețea. Frumusețea după chipul lui Dumnezeu. Cumva filocalia, în tradiția răsăriteană, înseamnă demersul omului pentru a dobândi sau redobândi frumusețea după chipul lui Dumnezeu. Ne-am gândit să dăm numele unui festival de artă care însumează valențe ortodoxe din pictură, din imnografie, muzică, poezie și chiar teatru, să-i dedicăm și să-i dăm acest nume atât de particular care înseamnă iubire de frumusețe. Pentru că iubirea va salva lumea, spune un scriitor. Desigur, vorbea de frumusețea divină. Ce înseamnă frumusețea divină în termeni teologici? În limba greacă există un termen care înseamnă kaleo, care este un verb, care înseamnă a invoca. Deci, în termeni, ar fi frumusețea divină, ar însemna această atractivitate a frumuseții lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu are un spațiu pentru om, dar și Maica Domnului are un spațiu pentru om, iar acest spațiu este prezență. Totodată și omul are un spațiu pentru Dumnezeu. Și dacă prezența lui Dumnezeu în viața noastră este vie, această prezență este lumină în tristețea lumii sau lumină în problemele noastre. Și toate acestea se percep prin taina credinței care arată cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu și cum se poate cunoaște Dumnezeu. Dumnezeu este iubire și se cunoaște ca iubire. Eu mă bucur că în Arad am îngemânat un proiect care să ne adunăm împreună și să ne vedem față către față o comunitate ortodoxă care tinde să devină minoritate. Și de aceea